Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod din Kingdom Rush. Astăzi cu ăsta ne vom bate, va fi un boss destul de puternic, pentru că trebuie să-l batem de două ori. Cred că ce-l batem așa cum vedeți, se transformă într-un dragon sau ceva de genul. Oricum, o să vedeți. Cam tare, stau mai încet. Dar vin câțiva. Încercăm să punem cât mai puține turnuri, pentru că vor fi niște chestii care ne vor bloca turnurile. Și de vreau să-i fac ranger. Bun. Este scurcă, frumos. Bun. Nu cățăs. Trebuie să dau un din ăsta neapărat. Așa și focul am upgradat să stea mai mult. De încă vreo 5 secunde. Nu știu dacă se exact. Vreo 5 secunde. Demon Lord, Demon Spawn. Bun. Așa. Nu știu dacă ne vom putea descurca. Ok. Nu mai spawnam. De ce tot spawnezi? Ha? N-a murit rău. Nu știu, n-am văzut. Nu știu pe care să-l facem. Dacă ăsta. Sau ăsta. Eu îl zic să facem ăsta. Apa, nu am. Că poate-l face pe ăsta oaie. Ar fi super șmecher. Zic eu. Dar ar fi greu să-l omorăm după. Nu. Să mărăm oaia. Dacă oaia se duce. A, nu, oaia face 5 vieți. Da, de ce bine. Stai să vedem. Yeah, here is the plan. Aia, după nivelul ăsta, cred că vom schimba lumea. Deci la nivelul ăsta va fi un boss. Mare, mare boss. Puterea oi! Ce-am făcut? Să mut ăsta. Să vedem ce nume au. N-am ca să văd. E Maraudă. Avem păianjă din ăștia. Maraudă era păianjă, nu? Nu? Înțeleg ce face chestia aia din jurul lor. Când o au după ce dă ăsta. Abar nu am. Hai. Uite, aveți colindători. Wow, ce repede îi omoară ăștia. Bravo lor! Eu aproape se descurc, erau să-l fac cu șpăla. Era. Eu credeam că sunt păianjeni. Tot timpul îi confund. Oaia, uita! Oaia, behehe! Oaia, nu poate să dea damage. A murit oaia. Ce trist. Bun. Am depus ceva aici, ăsta se pun. Bun. Ce o să vină? Bun. Și vom avea 15 wave-uri și după aia va mai apărea un wave în care va veni ăsta.
Asta cumva că nu era inclus. Sau ceva de genul. Nu-i oaia. Mustu oaie. De hăit. Ies cam mulți. Scheletoni. Scheleți. Bun. Să mai pun aici poison. Hai, un cumbănuț. Bun. Era să treacă oaia, oaia. E vreo 5 vieți, deci e super mult. E nici chiar super mult, un boss 20 de vieți ăsta. 20 de vieți. Odată aveam 4 din astea vieți. Din astea. Aveam odată 4. Și le-am pus și aveam 40. După aceea a trecut boss, aveam 20. Dar nu m-a mai lăsat să... nu m-a mai lăsat să trec nivelul. Adică s-a bui jocul. Și a fost ciudat. Vine Rocket Rider. Nașpa. Oaia la maxim. Bine, acum dacă pune oaie, suntem cam morți. Din unde-i plecat? Dai. Arches, ready? Oh, nu! Ok. Aici am cam încurcat-o. Destul de mult. Repede! Nu! Bun. Noroc de poison. Hai să-i pun pe ăștia să arunci topoare. Nu, dar pun ce ai gantul ăla. Dar nu știu dacă îl pune la loc după ce moare. Nu mi se întâmplă niciodată să moare. Asta-i faza. Dar mă degeaba pun pe ăsta. Da, în fine. Băi, care zboară. Nu se prea descurcă ăștia. Elemental. Dă-i ăștia, dă-i ăștia, doar ăștia trebuie să moară. Doar ei, doar ei, doar ei. Doar pe ei trebuie să-i omorâți, da? Vă rog eu frumos. Așa. Toată politețea mea. Yes. Și acum și ăștia vor arunca stopoare în sus. Era să treacă ăla. Transformat în oaie cu aripi. Vine un vrăjitor din ăla. Și din ăștia. Uag. Ok. Avem de pus aici rădăcinile. Că așa îmi place mie să le spun. Rădăcini. Eu abar nu o să aveți câtă armata va fi. De scheletoni. Trebuie să pun o pauză, da. Ștor! S-a blocat filmarea! Bun. Bun, suntem în al 15-lea. Urmează să vină după ăsta boss-ul. Vreau să pun aici un vrăjitor. Cum vedeți, am folosit pentru prima dată bomberul. Nu știu dacă e bun. Am upgradat pe toți ăștia la maxim. Așa se va numi episodul, folosim pe prima dată bomborul, tot cum îi spune. Să văd. Uita cu chiar acum. Bombard. Bombardul. Este un nume cam ciudat. Zic eu. Ah, e super bun ca pără asta și trebuie să pești disperatul. Deci e super greu. Punem asta să-l teleporteze pe boss când o să vină. Vreau să-i omorăm mai întâi pe toți, eu știu, și pe aia vine boss-ul. De să păstrez Armageddon-ul. A Train of Fire. Mă auzi pe cineva pe YouTube că îi spune Armageddon.
Cred că chiar o fază spune și îi spun și eu așa. Nu? Uite cum dă ăsta, îi zăpăcește pe toți. Pune în stachilu, așa îi spun eu. Îmi place să folosesc cuvinte de genul ăsta acum. De 3-3. Nume complicate. Bossul vine pe partea. Nu mă pot arăta pe asta, pe unde ține. Ce vreau să mai... Bossul are armură, deci mai bine îmi pune niște hocuș pocuș. Bun. Îndată o să vină bossul. Mi-e cam frică că n-am putut să-l bat prima oară. Adică că n-am ajuns la ăștia. Aia care... Stai să-i selectez. Ăștia, când am ajuns la ăștia, abia l-am învins așa cum e acum. Deci a fost greu. Cred că vedeți și voi. Da, acum o să vină. Vine! Să vină. Uitați-l! Mi-e frică! Nu se... uite-l! Bossul! Ok. Toți puterea voastră. Bun. Punem și noi niște din ăștia. Ăla se chinuie să-i fac pe ăla. Și a făcut super easy. Oh my god. O să ne dea multe din astea ca să ne blocheze. Știți voi. Deci eu trebuie să fiu pregătit mai tot timpul. Pot să! Okay. Nu știu dacă o să putem bate. Eu habar nu am. Dacă noi suntem în stare. Ia uitați și voi cât sunt. Din nou. S-ar putea să auziți buiații. Mă chinui eu să apăs și din de asta. Dodge this! Ferește-te de asta! Boss! Da, uite că bomborul mi-a fost destul de util. Perfect. Hai. Să-l gădăm la Ranger. Bun. Hai să mai dau un Armageddon. Bun, aproape l-am făcut dragon pe boss. Fă-te dragon. Așa. Acum uite-l! Cum dă cu foc! Ok, l-a făcut din prima, l-am pietrit. Nașpa. O să pun din astea. Mă pot doar să pun din ăștia micuți. Care se-l oprea. Nu-mi ce să fac. Vă rog să faceți toți cu toată puterea. Și nu pot să fac nimic, e super nașpa. Ah, da, uite că-l facem. E bine. Destul de bine. Gata, l-am făcut. Gata, boss. Ai murit. Mi-e frică, sper că nu mai vin tot atâția boși cât... Câte substanțe din alea elimină. Bun, terminat jocul. Victorie, am făcut-o! Majestatea ta, nu știu ce. Timpul pentru petrecere. General. Da, nu mai știu ce. Da. Am terminat deja? Am terminat jocul? Avară. Mai avem, o răzvane, stai liniștit. Bun. Hai să vedem ce e aici. Beat of fire. Bun. Camping. Deci o să mai fie 3 luni, 4,
6, 7 nivele mă vom mai avea. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Chiar și-am cumpărat o bombă. Nu știu ce tot fac asta. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Răzvan. Și la revedere! Bye!